Bună seara! Am revenit în studio alături de Alina Tecșor, capitanul nejucător al echipei de Cupa Davis. Bună seara! Bună seara! Spuneți-ne cum vi se pare turneul până acum. Foarte frumos! Sunt impresionată! Avem foarte multe fete, un tenis de calitate, organizare bună. Ce pot să spun decât că este o atmosferă frumoasă aici. A spus bine, avem foarte multe fete pe tablou. Ați avut timp să urmăriți o parte din meciuri, cât mai multe? Da! Tot ce am putut să vizionez, l-am vizionat și în primul rând am început calificările și acum cât pot de mult pe tablou principal. Da, am un fix, cred că cei care ne urmăresc s-au obișnuit. Întreb pe cine pariază lumea dintre jucătoarele noastre? Ai apucat să le urmărești până acum? Cine pare mai în formă? Mi-e greu să spun cu forma. Da. Păi... am văzut un meci de calitate al Andrei. Yeah. Foarte bun. Patricia, primul tur, iarăși a jucat bine. Dinu Cristina în calificări. Pot să spun că și Buzărnescu. N-am văzut, Mihaela, da? Da, un tenis de calitate, chiar dacă eu tot timpul am spus că Mihaela nu este la nivelul la care ar fi putut să fie. Sigur, junioarele, pe care au avut și wildcard în calificări. Astăzi e Sorana. Da, pe care o pierzi din cauza noastră. Nu am apucat, noastră. Sigur, am văzut o primă parte de meci, dar nu am apucat să mă uit la dublu. La și primul tur Alexandra, astăzi. Care va încheia Alexandra, ziua. Da, va încheia ziua. Să sperăm că va încheia și ea cu bine. Mm-hmm, da. Luminița, voiam să te rog să întreb pe Alina cum îi pare Andreea, că da, a plecat acum. A fost în studio, a plecat acum. Nu am auzit ce a spus. A fost volubilă și simpatică. Nu cum ți se pare în studio, cum ți se pare parcursul ei. Are o creștere, parcă e cea mai abruptă, nu? Și pare că de la Cupa Fed de acolo a explodat pur și simplu și a găsit drumul, și a găsit linia. Da, Andreea, aș vrea să spun că în prima parte de an a jucat turnee din punctul meu de vedere mici, da, pentru nivelul pe care l-avea ea. A fost sfătuită cumva să schimbe puțin categoria turneelor, adică în loc să joace un 25.000 și să-l câștige, mai bine joacă calificări la un turneu mai mare, pentru că are valoare și cu siguranță, cu puțină încredere, cu puțin noroc și la tragere, poate să evolueze mai bine. Și s-a și întâmplat acest lucru, iar sigur, Fed Cup a fost așa, ca o... De fapt, un punct culminant. Înainte de Fed Cup fusese Charleston, unde a jucat. Exact, foarte, de acolo, foarte bine, da. De acolo a început ascensiunea și nu știu dacă neapărat se datorează Fed Cup, dar cu siguranță și Fed Cup a contribuit foarte mult la creșterea ei încredere morală. Da, da. Am întrebat-o și pe Andreea mai devreme. Este foarte, foarte probabil ca ea să joace cu Sorana în meciul următor, să se reîntâlnească după săptămâna trecută. Și pe tablou avem foarte multe fete, iar întâlnirile între fetele noastre sunt din ce în ce mai probabile în turnee. Da, din păcate la acest turneu, din punctul meu de vedere, toate jucătoarele noastre s-au îngrămădit sus, din păcate, pentru că am fi putut să avem puțin mai multă răsfirare pe tablou. Da, dar asta este tenisul. Și sigur, odată ce încep să joace bine, deja din sferturi ar trebui să se întâlnească. Acum s-au întâlnit puțin cam devreme. Dar nu poate decât să fie bine pentru public, în primul rând, pentru noi că le vedem împreună și cu siguranță una dintre ele va trece mai departe, ceea ce este bine pentru turneu, nu? Și pentru tenisul românesc. Să vorbim puțin de Sorana, care joacă în aceste momente și din câte se vede îi merge foarte bine. O știi foarte bine, ai antrenat-o, fost aproape de ea. Știm că a avut niște probleme de sănătate, umărul și așa mai departe și e dificil să revii. Cum ți se pare în momentul ăsta? În primul rând, acea accidentare la umăr a ținut-o departe de teren, mă refer departe de meciuri. Uh-huh. Și odată ce nu joci, oricât de mult te antrenezi, este foarte greu să revii la nivelul la care ai fost înainte. Dar important este că acum, din ceea ce a declarat și ea, nu mai are probleme la umăr și probabil va începe din nou să joace. Cu cât va juca mai mult, cu atât se va vedea nivelul ei. Pentru că este la un nivel înalt, joacă un tenis bun, dacă o urmărim pe toate terenurile, dacă urmărim, da, câteva chiar, jucătoare, chiar se vede diferența, are un are acel ceva care este specific jucătoarelor de top. Și nu pot să-i doresc decât să joace cât mai mult, cât îi permite sănătatea.
și cu siguranță va începe să câștige și atunci lucrul ăsta o va propulsa, cu siguranță. Asta este părerea mea. Asta ar trebui, nu? Câteva meciuri legate, da, poate o victorie importantă. Anul acesta, dacă ne uităm, n-aș ca foarte mult. Mm. Și odată ce nu joci, oricât de bine te antrena, e greu. Mm. Acum, în primul rând, moral sau psihic este, eu știu, pregătită să înceapă din nou să joace. Mm. Și mai departe, sigur că e greu, dar... Da, da. Eu bănuiesc că revenirea la formă e accelerată dacă reușești câteva victorii mari, cum sigur. Zicea Luminița, nu? Andrei, cred că i-a priit foarte mult Fed Cup, cum zicea și ea. Deci... Oricât de mult te explica unui sportiv că joacă bine sau dacă tu ca antrenor ești convins că el joacă bine și tot îi explici și arăți și demonstrezi și îi argumentezi, bună, bună, până nu câștigă câteva așa meciuri, nu prea reușești să-l convingi. Deci, numai prin câștiguri, singur, da, din păcate... Făcând pe teren ceea ce trebuie. Exact. Da. Apropo de Fed Cup, suntem în grupa mondială pentru prima dată din 1992. Cam ce înseamnă asta pentru tenis românesc? Eu în 1992 aveam un an. Da, nici eu nu aveam foarte mulți atunci. Ce poate să însemne? Un lucru extraordinar. Și pentru mine, personal, a însemnat un lucru extraordinar. Eu sunt puțin mai dezinvolt, așa, în general, în ceea ce facem și am spus tot timpul că dacă ne dorim foarte mult și acționăm ca o echipă, o să se vadă rezultatele. Și nu ne-am gândit prea mult la ce înseamnă să fim în grupa mondială. Nu ne-am gândit, wow, acum suntem în grupa... Pur și simplu am luat fiecare întâlnire, ne-am dorit foarte mult să ne depășim. Am spus tot timpul că este bine să jucăm nu împotriva noastră, pentru că emoțiile de multe ori ne-au copleșit pe toți, indiferent de la numărul 1 la numărul 5, adică e o echipă. Deci toți suntem toți oameni și da, suntem o echipă debutantă puțin în această grupă mondială și trebuie să ne pregătim și să învățăm din fiecare meci și cred eu că ne ajută așa fiecare meci să ne dezvoltăm mai bine ca echipă și să căpătăm experiență. Și grupa mondială este grea, cum am picat și cu cea mai bună echipă. Nu o să fie ușor, dar am mai spus eu, cu puțină magie și cu multă încredere putem să mutăm munții, orice e posibil. Întâlnirea contra Cehiei e în februarie, ni se pare departe, dar o să ne trezim că nu știm când a trecut timpul și ne trezim acolo. E, cred că, o situație și privilegiată, dar și dificilă pentru un capitan de jucător să aibă atâtea opțiuni. Simona era simpatică astăzi, a spus, sper să fiu și eu între cele 7-8 luate în calcul. Cum e să fii în situația asta, să ai de ales, să știi ce să alegi în momentul respectiv? Da, este greu. Să menții atmosfera bună în echipă, ceea ce s-a văzut. Da, obiectivul meu, în primul rând, este ca la acea întâlnire să participăm cu cele mai în formă jucătoare. Asta este clar. Fetele știu acest lucru. Nu trebuie neapărat să fie conform clasamentului, dar trebuie să fie conform valorii. Asta primul lucru. Apoi, iarăși, atmosfera și din echipă, cred că din ceea ce am stat în preajma lor și am vorbit cu ele, am spus că odată ce jucăm Fed Cup înseamnă echipă, nu înseamnă numai o persoană, înseamnă cinci acum în cazul nostru. Și încă câțiva alți antrenori pe lângă noi care ne ajută foarte mult, deci da, înseamnă mult mai mult decât o persoană. Și da, e greu, nu pot să spun că e ușor. Suprafață? Ce suprafață ne-ar avantaja cu ele? Cred că săptămâna viitoare urma să avem întâlnire toate fetele, când vine și Irina și suntem toate aici. Și o să ne gândim foarte bine la această suprafață. Nu știu dacă va trebui să ne concentrăm foarte mult pe ele, cât pe ceea ce ne place nouă. Pentru că Cehia este o echipă care joacă bine pe orice suprafață. Și cred că de data asta o să ne gândim ce ne place nouă, ca eu să am acasă toate fetele și odată la acea echipă, cele mai în formă, repet, și în al doilea rând la ce ar juca cel mai bine ale noastre, pentru că cu Cehia e greu pe orice suprafață, repet, și atunci mai bine să fim noi 100% pe ceea ce ne place nouă, împotriva unei echipe foarte bune. Da, da. O întrebare pe care am mai pus-o tuturor invitaților. Tot succesul ăsta fantastic pe care l-au avut fetele a adus cu el și o presiune pe umerii lor. Cum le sfătuiți pe fete să gestioneze această presiune? Este greu de gestionat pentru toată lumea această presiune. În primul rând, faptul că jucăm acasă este un atu, dar este o presiune pe noi, asta este clar. Publicul ne poate sălta, dar totodată, cum se întâmplă în toate sporturile, nu suntem noi mai cum
frumos. O înfrângere sau o victorie are avantaje și dezavantaje. Deci da, este o presiune în plus că jucăm acasă, dar totodată ne poate ajuta, asta clar. Legat de cum gestionăm, nu aș putea să-ți răspund. Pur și simplu, fiecare partidă am gestionat așa cum am simțit atunci. Mi-e greu să spun o rețetă. Am încercat, repet, să fim o echipă, să încercăm să nu lăsăm în jurul echipei să pătrundă foarte multă lume și foarte multe păreri, dar totodată am ascultat lucrurile care ni s-au potrivit. Deci, plus că întâlnirile au fost foarte diferite. Cu Serbia a fost într-un fel, acasă am stat la hotel în București, am gestionat altfel lucrurile, la Galați a fost iarăși ceva incredibil, da, la Galați, da. Ne-a plăcut foarte mult. Deplasarea în Canada iarăși a fost, ne-a unit mai mult. Deci au fost deplasări și întâlniri foarte diferite din toate punctele de vedere, și ca echipă și ca atmosferă, din ce în ce mai bine, aș putea să spun. Și atunci cumva ne-am gândit că după atâția ani fiind în grupa mondială, n-ar trebui să ne concentrăm numai pe wow, jucăm în grupa mondială. Am zis hai să continuăm, să fim o echipă și cel mai bun să câștige. Dacă vom pierde, cu siguranță vom învăța de ce am pierdut și o să avem șansă în aprilie să gestionăm altfel înfrângerea sau câștigul. Așa că eu cred că nu o să ne schimbăm foarte mult abordarea. Am o curiozitate personală. Spre deosebire de turnee, unde antrenorul vine dacă e chemat de jucătoare o dată pe set, între seturi și așa mai departe, la Cupa Fed, antrenorul e tot timpul în fiecare pauză alături de jucătoare. Dar pe de altă parte bănesc că și ele au abordări diferite. Unele vor să vorbească, altele au nevoie de un pic de timp să se liniștească, să... Cum simți când trebuie să intervii sau când trebuie să te dai un pic la o parte, să le lași să-și, da, să-și revină? Eu le cunosc pe ele de mult timp, de junioare. Am avut ocazia să le cunosc și la turnee de junioare și prin simplu fapt că am fost pe circuit și am avut ocazia să mai stau cu ele. Sunt iarăși lucruri, fetelor nu prea le place foarte mult să le vorbești non-stop. De ce? Pentru că tenisul ăsta este un sport individual și ele sunt obișnuite de când sunt mici să fie abordate într-un fel. Nu poți tu la o simplă întâlnire să schimbi această mentalitate a lor. Dar cu siguranță ele se străduiesc foarte mult să se schimbe sau să accepte mai mult, numai că informația care o primesc e foarte mare sau foarte multă în timpul de o săptămână. Și atunci și eu trebuie să mă adaptez la fiecare în parte și... Eu cu fiecare discut foarte mult înainte de mine, stabilim o strategie de comun acord cu antrenorii, facem o ședință, asta e părerea mea, va trebui. Ele sunt convinse că aceasta este cea mai bună variantă pe care și cred în ea, nu că o spunem noi. Și pe aceea eu doar trebuie să le amintesc în timpul meciului să păstrăm acea tactică, să o schimbăm dacă e nevoie, dar în general acea abordare este continuată pe teren. Și să încercăm să creăm acea emulație ca să le facă pe ele să joace din ce în ce mai bine. Atât. Nu cred că putem să facem minuni. Da, da, da. Dar cu siguranță nici lor nu le place foarte mult această, cum să spun, aceleași lucruri spuse de 10 ori. Trebuie tot timpul să ajustezi puțin sfaturile. Pentru că, repet, e un sport individual. Da, poate că așa, îi spui un singur lucru, nu-i nimic sau continuăm să jucăm la fel și după aia și faci. Nu cred că e nevoie să spui de foarte multe ori același lucru decât dacă își cere. Sunt situații, sunt foarte diferite. Jucătoarele noastre toate sunt foarte diferite. Deci stiluri diferite, atitudini diferite și toate sunt speciale în felul lor. Adică e o chestie care... Da. Cred că se vede din exterior că sunt foarte diferite. Chiar se vede, da. Mă gândeam acum că e o treabă foarte complexă pe care o faceți aici și gândeam că atunci când nu eram atât de puternici, parcă aveam mai mult timp să construim viitoarea echipă, acum deja se cer rezultate grozave, trebuie să fii cu un ochi și pe următoarele fete, nu? Cum e? Chemi junioare cu voi acolo? Sau? Eu personal... Am chemat doar la Galați câteva junioare care au venit cu antrenorul lotului de junioare. În schimb, eu personal, din cauza faptului că am avut un singur teren, cum am jucat la Galați, pe acel teren eram deja patru, mai era și echipa Spaniei, cum a fost la Galați, nu am avut timp să ne antrenăm toate. În schimb, junioarele care au venit, cumva, s-au simțit bine pentru că au participat alături de fete la meciuri. Dacă jucăm afară, cum ar fi aici să presupunem, sunt mai multe terenuri și aș putea și eu să mă folosesc de mai mulți oameni care cumva împreună pe mai multe terenuri să creeze o echipă mai mare. Fiind, repet, cum toate meciurile au fost diferite, nu am chemat junioare la antrenamente, dar am chemat, repet,
să facă parte din echipă. Anul trecut cu Serbia, cu Serbia a fost Raluca Olaru și a fost Alexandra Cadanțu alături de noi. La Galați au fost cele două junioare ruse, Ducu, și a mai fost o fată de 16 ani, Kadyrov, care la momentul actual era, la momentul de atunci era foarte bună, câștigase un turneu, era prima la 16 ani. Deci am încercat să păstrez junioarele, fără în schimb să influențez puțin stabilitatea echipei din momentul acesta. La dublu, iarăși, cred că ai o treabă destul de dificilă, nu? Am impresia că avem două sau trei variante de echipe, cam toate la fel de... Cea mai bună, din punctul meu de vedere, în momentul de față, variantă de dublu, este Irina Begu cu Monica Niculescu. Este o echipă sudată și foarte ajustabilă la situațiile diferite. În momente de tensiune maximă, ele joacă cel mai bine, pentru că nu este vorba de frumusețe aici, de frumusețea jocului. Evident. Este vorba în situație de stres, cine face față stresului cel mai bine. În momente, pentru că așa cum se întâmplă și la noi, sunt și la alte echipe. Cehia, din păcate, nu este una dintre echipele care nu face față sub presiune, dar sunt și alte echipe cu probleme la dublu, spre exemplu, la 2-2. Și noi știm lucrul acesta, deci în momentul de față, din punctul ăsta de vedere, avem cel mai bun dublu, ele două. Dar, după cum ați văzut, există și Raluca. Da, am văzut. Olaru, care este o jucătoare cu experiență. Ea a intrat în top 50 înaintea tuturor celorlalte românce. Mai este Elena Bogdan, care este 84 acum la dublu. Și poate să joace bine, dar, repet, trebuie cumva sub tensiune să dea cel mai bun. Să dea cel mai bun și va fi greu, dar nu imposibil, adică trebuie să le am în vedere pe toate celelalte fete care vin din spate, pentru că este o echipă tânără și este păcat să nu construim ceva ce merge foarte bine. Cum să nu? Și apropo de asta, și profit și te întreb și pe tine, Luminița, cine vine cel mai tare din urmă, din generațiile pe care eu sau alții le cunosc mai... E greu să spun, pentru că sunt câteva fete care au confirmat deja, cum am spus, ruse, da, da. Ducu, care a fost anul trecut, a mai fost o fată, Roșca, care a câștigat anul trecut la Roland Garros. Sunt cele, înaintea acestor junioare, mai sunt câteva fete de la tineret foarte bune, cum este Dinu Cristina, junioară aici, bună, da. Și acum și este lotul de tineret. Mi-a plăcut foarte mult, a jucat un tenis de calitate, a îmbunătățit foarte mult. Și mai este Bara Irina, e o jucătoare mai mică de statură, dar destul de iute, care poate să îmbunătățească. Da, da. Adică înainte de junioare mai sunt câteva fete, plus că este Alexandra Cadanțu, care iarăși din cauza accidentării, este iarăși jos în clasament, dar totuși are valoare. Din punctul meu de vedere, Alexandra poate să revină în prima sută dacă și rezolvă problemele de sănătate care au existat. Și apoi mai sunt junioarele. Noi tot timpul am avut junioare bune. Repet, Gabi Ruse poate să joace foarte bine, am văzut-o și aici. Are nevoie de meciuri, are nevoie de turnee de alt nivel unde se poate normal. Joace. Mai este Jacqueline, care merg la europene. Da, merg și acum, este echipa care face, ne reprezintă la europene la 18 ani cele două, și la simplu și la dublu. Mai sunt fetele de la 16 ani, care iarăși în cadră au făcut rezultate bune anul trecut. Deci n-aș putea să spun care dintre ele vor ajunge, pentru că până la urmă rezultatele vor vorbi de la sine, indiferent de... Da, evident. Cu siguranță e important să fii acolo în vizorul federației. Ne-ai spus deja, cred, 10 nume, deci stăm foarte, foarte bine, nu? Dar vorbim atât de mult de trecerea aceasta de la junior la senior, care poate să salte pe cineva foarte mult sau în același timp poate să nu iasă nimic de acolo. Da, e adevărat. E foarte important această motivație a lor și răbdare, pentru că mi-amintesc că Alexandra Dulgheru a fost în primele 10 la ITF, după care a avut o perioadă de 2-3 ani, dacă nu mă înșel, 2 ani, nu știu dacă al treilea an, în care a stat acolo la 250-300 și s-a antrenat fără să facă rezultate fantastice. Și după care a explodat, câștigând câte... Dintr-o 201 în top 100. Exact, și după care... Deci, valoarea ei a fost foarte mare la junioare, deci ea le bătea pe toate cele junioare, generația lor Advanced, spre exemplu, și a lui Wozniacki. Dar a avut răbdare și a făcut treaba în continuare și a crezut. Poate că fiecare dintre ele, la un moment dat, au momente în care... Eu știu, din punct de vedere financiar, nu merg foarte bine. Totuși, să fii 250 este greu să te întreții, sigur, dacă nu te ajută părinții, dacă n-ai un sponsor, dacă nu te întreții. Și atunci sunt foarte multe care renunță, poate, care au valoare.
Eu am dat exemplu ei pentru că știu foarte bine și știu că i-a fost foarte greu, a fost din tot timpul accidentată, de câte ori juca bine se accidenta, iarăși a luat-o la început, deci o voință fantastică. Și până la urmă, aceștia sunt campioni, oameni diferiți de noi ceilalți, să spunem, care reușesc tot timpul să se ridice. Cum de altfel a fost și Sorana, care la un moment dat a ieșit din top 100 și a revenit din nou. E adevărat, e adevărat. Acestea sunt oameni care au valoare și este foarte grea această trecere. Chiar este grea, nu tot timpul, dacă confirm la juniori, ajungi sus la senior sau invers. Din potrivă. Poți să fii foarte bun la junior și să nu poți să fii mental, să nu poți să faci trecerea, chiar dacă ai valoare. Nu e o rețetă. Nu, din păcate nu. Chiar dacă există un drum pe care ești sfătuit să mergi, fiecare până la urmă își face drumul. Da, sunt câteva ramificații. 150. Te-am avertizat că au dat năvală fanii când au aflat numele invitaților și ne-au trimis niște întrebări foarte faine, multe. Pot să încep eu cu una, că mi-a furat-o cititorul respectiv. Îmi pare foarte, foarte calm, adică foarte potrivită pentru meseria asta și foarte analitică. Ție ce-ți place cel mai mult la a fi antrenor? Că nu toată lumea poate. Am mai văzut jucători buni care... Da, într-adevăr, sunt puțin cam critică, cred eu. Văd foarte multe. Deci dacă mi se pare normal ca lucrurile să fie făcute profesionist și bine și dacă ceva este din acel cadru, imediat îl observ. Și lucrurile astea m-au ajutat pentru că, fiind fată și fiind fostă jucătoare sau cunoscând, să zic, mentalitatea fetelor, anticipez puțin stările și reacțiile lor și potrivesc sau avertizez puțin oamenii din jurul nostru să facă anumite lucruri care ne-ar putea ajuta. Nu știu, îmi place foarte mult, nu m-am gândit vreodată să fiu capitan, nu a fost țelul meu, vreau neapărat să fiu capitan, ci pur și simplu cred că s-au potrivit lucrurile. A fost... ceea ce fac, o fac cu drag și indiferent dacă sunt la Fed Cup sau antrenez mâine, eu știu, orice sportivă sau orice copil, cred că voi fi la fel, o fac cu drag. O întrebare poate puțin incomodă de unii cititorii noștri și spune el, sper să nu supăr pe nimeni, cum vedeți schimbările de antrenor din echipa Simonei? Și lăsând la o parte că tu ești un antrenor român, ar fi un pas natural să lucreze cu un antrenor străin de top, cu experiență în turnee de Grand Slam și este Darren cel care îl poate duce pe Simona unde e locul? Da, de ce nu? Până la urmă fiecare jucătoare, mai ales de la un nivel la care sunt ele, nu vorbesc numai de Simona, cred că trebuie să știe, trebuie să fie așa un feeling din interior ceea ce îi se potrivește și de multe ori toate jucătoarele caută până găsesc acel ceva care să creadă foarte mult în el. Deci dacă Simona a decis să rămână cu Darren sau să o antreneze în continuare, înseamnă crede în el și atunci îi doresc succes. Da, îl întrebam pe Adi Țoca, care ne urmărește aici săracul ca un vultur, înainte, dacă tu ai antrenat și în circuit și acum un fan întreabă același lucru, dacă te gândești să antrenezi în circuit. Da, sincer, să răspund sincer. Da. În general răspund sincer, nu ceea ce vreți să auziți. Până să rămân însărcinată și să am băiețelul meu, nu mi închipuiam viața fără să antrenez în circuit. Mi se părea ceva natural și aveam foarte multe oferte să o fac. După ce am născut, mi s-a părut că cel mai important lucru în viață este familia și copilul meu și, din păcate sau din fericire, nu știu cum să o numesc, mi-e foarte greu să antrenez, să plec de acasă în momentul de față. Probabil că va exista și un moment când voi mai face lucrul ăsta, dar deocamdată nu mă văd, cel puțin anul acesta sau la anul, făcând, plecând foarte mult în circuit. Probabil că o să mai merg la câteva turnee importante, dar nu cred că o să o fac momentan permanent. Da, tu nu le urmărești oricum pe fete? Da. În primul rând, ele se antrenează la Centrul Național toate. Programările 99% le fac eu la antrenamente, ele cu mine vorbesc legat de antrenamente. Toți anii aceștia am fost alături de ele. În perioada de iarnă se antrenează foarte mult acasă și în perioada asta, când se schimbă suprafețele, între zgură, hard, ele se antrenează. Sunt anumite perioade când ele sunt acasă mai mult timp. Okay. Cumva în perioadele astea alături de ele. Într-adevăr, în afară de Fed Cup, nu am fost plecată la turnee, dar până acum nu a fost cazul. Probabil, dacă voi considera important să le urmăresc mai mult, voi mai pleca.
Deocamdată le cunosc destul de bine și le urmăresc destul de mult la meciuri, mai ales acum că toate meciurile sunt televizate, sunt în legătură cu ele. Cumva încerc să fiu alături de ele cu cât pot de mult. Da, mai ales că înțeleg că ai un rol de confident, nu? E o relație foarte apropiată și știu că vin la tine pentru sfaturi în general. E o relație, nu știu, și profesionistă, și prietenească, și deci cum trebuie. Corectă. Nu știu cum este. Dar fără rețete, dar acolo la... Pur și simplu, dacă îmi cer un sfat, le dau din suflet și le dau unul care cred eu că este potrivit, chiar dacă ele urmează sau nu. Asta este... Eu încerc să fiu alături de ele. Cel puțin sufletește, ele simt lucrul ăsta. Da, se simte și în atmosfera echipei. Noi vă urăm mult succes, dar cred că ne mai vedem pe aici și sper să vă mai avem. Poate facem o emisiune cu mai multe fete și cu tine în sigur, studio. Sigur, ne-ar plăcea foarte mult, mai ales dacă fetele ajung sus pe tablou. Mulțumim mult pentru prezența, Alina. Și eu vă mulțumesc. A fost chiar o discuție interesantă. Cu cititorii și cu laptop userii ne vedem data viitoare, nu? Tot de la 7. Până atunci, haideți la arene, că e grozav aici. Pe mâine. Vă mulțumim!